La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie de astăzi, 28 decembrie 2020, cel cu numărul 288. Deci, de 288 de zile ne întâlnim în continuu în pandemie să celebrăm poezia la înălțimea la care ea o merită, nu doar ca să fugim de pandemie și de virusul care ne sperie atât, SARS-CoV-2. Și pentru aceasta vă dau din nou întâlnire cu trei autori și creațiile lor și, ca de fiecare dată, o coloană sonoră care sper să vă încânte și pe dumneavoastră, așa cum mă încântă pe mine. Pentru acest moment am ales un creator italian din perioada barocului târziu. V-am mai spus, îmi place tare mult această perioadă, de fapt se potrivește și perioadei în care ne aflăm, pentru că majoritatea acestor compoziții se cântau în spațiile de spiritualitate, în spațiile religioase, doar ce am trecut de sărbătoarea Crăciunului, așa că e binevenită, dar sunt convinsă, binevenită din toată inima, este întâlnirea cu poezia și haideți să trecem la poezie. Primul autor pe care îl invit în cercul nostru este George Voica, din filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor, născut în 1947 la Vâlcea, absolvent de filologie la Cluj-Napoca, și am găsit câteva minunății foarte, foarte concentrate de poezie care se potrivește și cu coloana sonoră pe care o ascultăm. Din volumul său Faguri de rouă, iată și titlul foarte frumos, apărut în 2011 la editura Confis, o editură din Râmnicu Vâlcea. George Voica. Iisus cobora de pe muntele Tabor, fața-i lumina, roua cuvintelor lui urcă într-una în noi. Samariteanca i-a dat lui Iisus apă să bea în amurg de pe Golgota, în zori roua se rostogolea. Și un cu totul alt tip de poezie în fragmentul următor. Ți-am scris din sumer, iubito, prin dulci semne, cuneiforme, inima mi-e prinsă în cuie pe un mesteacăn. Mici bijuterii poetice de George Voica, stimați prieteni, membru al filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor, o minunăție de poezie în stilul haiku. Și dacă într-adevăr știi cum să diriguiești cuvintele, așa, condensate, concentrate, poemele sunt delicioase. În cercul nostru al momentelor de bucurie, pentru că ne întâlnim cu poezia, o invităm și pe Cristina Doroftei, o tânără din Târgu Mureș, născută în 1983, care a primit un premiu de debut minunat. În 2015 i-a apărut un volum la editura Junimea, pentru că un an mai devreme a câștigat premiul de debut la concursul național Pornilu Ceafărul. Volumul se intitulează Reflexie. Dar cum eu nu am volumul, am să vă prezint un poem al tinerei Cristina Doroftei, apărut într-o revistă Vatra din 2019. Un poem care este de dragoste, o dragoste care se pare că lasă așa un pic de
gust amar, da, putem înțelege în diferite forme, diferite sensuri acest poem, se intitulează Cu dinți de lapte. Cu dinți de lapte țin de relația noastră. Ceșcuța de cafea și grișul din farfurie mă întorc în copilărie. Nu ajungeam la întrerupătorul din plastic. Acum nu ajung la tine. Perna mi-a devenit tifon, șervețelele umede zac lângă pad, gipsul de la piciorul drept mi-amintește de peretele spitalului pe care mi-ai desenat-o, inimioară, și mi-ai spus te iubesc. Și de cearceaful care lua forma trupurilor noastre în zilele de sfârșit de ianuarie. Cristina Doroftei, stimați prieteni, un poem, iată, cu amintire de dragoste, dar toți avem amintiri de dragoste și ați văzut, poeții la orice vârstă scriu de dragoste, despre dragoste, despre iubit, despre iubită, foarte bine că e așa, cât mai multe formule, cu atât mai bine. Completez triada întâlnirii noastre de astăzi cu amintirea unui poet dispărut, un minunat poet, Ion Stratan, care a ales într-un octombrie 2005, în aceeași lună în care se născuse, cu 50 de ani înainte, cu 40 m-am tâmpit, deci născut în 1955. Ion Stratan, dragii mei, vi-l prezint dintr-un volum antologic de la editura Humanitas, Aer cu diamante, un poem strălucitor, intitulat și, așa, cu trimitere clară, Ai putea fi unul dintre ei, o antologie pe care vă invit să o căutați, repet, Aer cu diamante, în care Ion Stratan este alături de regretatul Traian Tecoșovei și Florin Iaru și Mircea Cărtărescu. Deci, să-l avem aproape, chiar dacă așa, doar în amintire, pe minunatul Ion Stratan. Ai putea fi unul dintre ei, dintre viermi, dintre zei, când lumea era fără gură și căsca la amintirea visului ce sta și a fost de ajuns să nască steaua goală, materia trosnind de plictiseală, vânată de o vânătă întâmplare sau poate de amintirea unui gând mai mare. Și când cuvântul era coapsa vidă, prins în corset de casta piramidă, când au venit pe scuturi sau sub scut, în gât cu limba iutea celui mut, bătând timpanul celui ce n-aude, punând țintar la orbi pupile ude, atunci ți-am dat 500 de chipuri, stupide și sculptate în nisipuri, doar pentru o viață cu V mic pe bot, de viperă zvârlită dintr-un tot, când te cătau și mărunțeau nisip, cu laser într-o carne fără chip, cu fierăstraie, cu securi, cu tesle, cu arca disperării într-o iesle, cu fierul ce poate te-a nimerit, înzecit, însutit, înmit, mărunțit într-o pâine. Acum, din pământul de atunci, pentru mâine, mâine acest oraș liniștit, păzit de turbatul său câine. Un poem de regretatul Ion Stratan, stimați prieteni, un poem care trebuie recitit, pentru că face o mulțime de trimiteri aici și la
Isus și la pilda cu înmulțirea pâinii și la Vechiul Testament, povestea cu arca și se întoarce apoi în vremurile noastre, amestecând totuși scuturile cu piramidele, cu cei orbi și cu materia trosnind a plictiseală. Sunt prea multe lucruri aici, prea multe, de fapt e o filozofie întreagă de viață, e de fapt o lecție, ca orice poezie bună, întotdeauna e o lecție. Acesta a fost momentul de poezie, stimați prieteni, cel cu numărul 288. Ne vedem și mâine, ca de fiecare dată. Sper să rămâneți sănătoși, chiar vă rog să vă protejați și să rămâneți sănătoși, stați mai mult acasă, ascultați muzică bună, de calitate, clasică de cele mai multe ori, pentru că vă aduce foarte mult ajutor pentru cei aici sub frunte, da, materia cenușie, și vă liniștește interior, acolo la ce numim sufletel, știți foarte bine, până la reîntâlnirea următoare, care va fi, bineînțeles, mâine, v-am zis, indiferent unde sunt, ne întâlnim. Vă îmbrățișez așa virtual, dar cu mare dragoste și, bineînțeles, cu poezie, cu bucurie, cu speranța că veți fi liniștiți în această noapte, bucuroși că ne-am întâlnit și, v-am zis, aștept sugestiile voastre, autori, titluri de cărți, nume de reviste pe care poate nu le-am prezentat în moment și pentru că perioadele de sărbătoare sunt și perioade de bine, faceți acest bine și altora. Sunați un prieten, sunați la ușa cuiva, faceți în continuare daruri, poate mici, poate mărunte, dar să știți că un dar mic primit așa pe nepusă masă, cum se spune, face mai multă bucurie decât multe, multe alte chestiuni. Așa că sper că poezie cu bucurie și cu gânduri bune fac casă bună și cu faptele bune și ne revedem și mâine, cum v-am zis, toate bune până atunci!